Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Povestea ursului cafeniu de Vladimir Colin Urșii care trăiesc la polul nord sunt albi Cred că din pricina asta le spune urși albi Dar firește, dacă vreunul dintre voi a aflat că li se spune albi din alte pricini le rog să-mi dea de știre și să nu mă lase să spun minciuni. Așa. Ei, și iată că, printre urșii cei albi de la Pol, s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu. Un urs mare și frumos, care venea tocmai din munții noștri. Cum a ajuns el la Pol, să nu mă întrebați că nu știu. Ce știu e că s-a pomenit acolo și a început să caște ochii la munții de gheață și la focile care se zbenguiau pe ei. Ia te uită! Un urs murdar!" strigă o focă. Și toate surorile ei începură să chicotească, să hohotească și să se prăpădească de râs. <gântări> e mânjit tot! De la gheare până la bot!" Vai, vai, dar ce caragios! Parcă a fost muiat în sos!" Uite așa râdeau focile, râdeau de nu mai puteau. Ursul nostru se uită în jur gata să râdă și el de ursul cel murdar. Pentru că urșii se știe, se spală pe dinți în fiecare dimineață și seară, ba mai fac și baie. Când, spre marea lui mirare, nu văzu niciun urs. Nu cumva râdeți de mine? întrebă el supărat. Păi de cine, mai Martine? Eu sunt curat, spuse și mai supărat Martin. M-am spălat chiar azi dimineață. Dar focile nu-l crezură și râseră mai departe, așa că bietul urs își luă tălpășița mormăind. Și nu merse el cine știe cât, că se întâlni cu niște urși albi. Fraților, strigă bucuros Martin, ah, ce bine îmi pare că vă văd! cine e urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreț un urs polar. Ia te uită, ce neobrăzare, vorbi un altul. De ciudă, bietul Martin simți că-i dau lacrimile. Dar bine, fraților, nu vedeți că sunt urs, ca și voi? Urșii cum se cade sunt albi, răspunse primul urs polar și, fără al mai învrednici cu o privire, toți urșii plecară, legănându-și îngânfați blănurile. Martin se așeză pe un sloi și începu să plângă. Făcea să bat atâta cale până la pol ca să găsesc aici nu mai bat jocură? Se întreba el. Vai, ce urși răi trăiesc printre munții de gheață! Și cum plângea așa, un pinguin se apropie încetişor. Dar de ce plângi, ursule? Întrebă pinguinul. Cum să nu plâng, pinguinule, dacă urșii polari mă disprețuiesc și râd de mine? Eu sunt cafeniu, la noi toți urșii sunt ca fenii Pinguinul era foarte isteț. Și numai pentru atâta lucru plângi. <gângi> Hai, vină cu mine. Îl duse pinguinul într-un loc ferit și cât ai bate din palme, a o bucată de săpun. Ia să punește-te bine de sus și până jos. Îl îndemnă el pe Martin. Și tu, se supără ursul. Le-am spus și focilor că sunt curat. M-am spălat chiar azi dimineață. Nu-i nimic, răspunse pinguinul. Fă mie plăcerea asta! Bombănind, Martin se muie într-un ochi de apă și prinsea să săpunii. De mânios ce era, se săpunii bine, bine, bine și iată! Curând, toată blana era plină de clăbuci albi și strălucitori. Așa, destul, spuse pinguinul. Martin lăsă jos săpunul și voi să se vâre în ochiul de apă, dar pinguinul opri. Vai, Rămâi așa! Apoi îl luă de mână și îl duse în mijlocul urșilor albi. Vai! Ce urs frumos! strigă un urs alb. Hi! Ce blană albă! se al doilea. Mmm! Și ce mândru strălucește în soare! șopti al treilea. Bietul Martin nu mai înțelegea nimic dar era atât de bucuros de primirea pe care o făceau urșii polari, că nici nu-și bătu capul să înțeleagă. Îi mulțumi pinguinului și rămase printre urșii polari cu care se jucă baba oarba uitând de toate. Deodată însă, un munte de gheață se apropie de sloiul pe care se jucau. Fugiți! Fugiți! strigă un pui de urs și se aruncă în apă notând voinicește. Urșii se opriră din joacă văzură muntele și pricepură că se va ciocni de sloiul lor, strivindu-i sub greutatea lespezilor de gheață. Speriați, săriră în și se depărtară de grabă, în vreme ce Martin, neobișnuit cu viața de la pol, rămase pe sloi. Când înțelese ce primești alpaște, paște, voi să sară și el în apă. Chiar în clipa aceea, răsună glasul înspăimântat al unei ursoaice. Puiul! niciunul dintre urși care se depărtaseră nu scoaseră nicio vorbă. Niciunul nu cuteză să se întoarcă pe sloi. Martin, în schimb, se repezi și începu să caute ursulețul. Îl află pe o moviliță de zăpadă și îl luă în brațe. Dar în clipa aceea se auzi un trosnet cumplit și muntele de gheață izbi sloiul. Totul pârâia, se prăbușea, valurile țâșniră înalte cât muntele. Cu puiul în brațe, și ferindul de bucățile de gheață, mari cât casa, Martin se pomeni în apă. Fusese rănit de sulițele de gheață, dar puiul era nevătămat. O lespede greal împiedica acum pe Martin să iasă la lumină. Cu chiu, cu vai, sparse lespedea și, notând, se ridică pe un sloi ce plutea la adăpost de alte primeștii. Mama ursulețului se repezi să-i mulțumească, dar când ajunse lângă Martin, încremeni și la fel încremeniră și ceilalți urși polari. Clăbucii de săpun din blana lui Martin se topiseră în apă și ursul nostru era din nou cafeniu. Alp sau cafeniu? Ești un urs bun și viteas, spuse mama ursulețului, văzând cum puiul ei se prinsese cu lăbuțele de gâtul lui Martin. Îți mulțumesc! Niciunul dintre noi n-a cutezat să rămână pe sloi, Așa-i, așa-i, cuvințară și ceilalți urși. Nu blana îl face pe urs, ziseră ei, adunându-se în jurul lui Martin și strângându-i care mai de care laba. Din ziua aceea, Martin n-a mai fost nevoit să-și împodobească blana cu clăbuci de săpun. Treabă care l-a bucurat strașnic, căci săpunul uscat îi pricinuia mâncărimi cumplite și îl silea să se scarpine cu toate cele zece gheare ceea ce nu era deloc frumos și nici plăcut nu era. Cât a rămas printre urșii polari, el s-a bucurat de cinste și prietenie, iar când s-a întors acasă, a alergat la prietenul meu, care scrie toate poveștile pentru copii și a povestit întâmplarea. De atunci mai cântă Martin și în ziua de azi. Crezi că-mi pasă că te știu, negru, alb sau cafeniu? Inima să-ți fie dreaptă, eu te judec după faptă! Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.